Bine ați venit, domnule Sculescu! Bună seara, doamna Aura, bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră și privitorilor dumneavoastră acestui post. Vreau să vă felicit pentru inițiativa de a aduce și de a participa la ridicarea nivelului de conștientizare a cetățenilor, de informare a cetățenilor despre lucruri minore, dar deosebit de semnificative. Eu nu sunt cu efecte majore de multe ori. Efecte majore și deosebite. Eu nu sunt pompier militar angajat, dar sunt specialist în întreținerea și repararea tehnicii de prevenire și stingerea incendiilor și vreau să vă spun că iubesc această meserie pe care o fac. Mă bucur pentru ceea ce faceți, chiar v-aș recomanda ca dumneavoastră asemenea teme să le abordați și pe teme de circulație, că vă dau un exemplu minor. Bicicliștii, întâlnești bicicliști care trec pe trecerea de pietoni cu gândul că ei au prioritate, dar ei o să moară pe trecerea de pietoni și el nu este pieton. Legea nu-l condamnă. Șoferul nu este condamnat pentru că el este conducător de vehicul pe trecerea de pietoni și nu are prioritate. Corect, și nu are. Deci chiar cetățenii au nevoie de multe asemenea informații legate de lege, da? Dar au nevoie ca să se hrănească cu ele, să vă zic așa. Așa. Cu privire la sezonul care ne așteaptă acum, desigur, vine vremea rece, e necesară căldura. S-a început deja. Așa, este necesară căldura. Se intensifică controlele organelor de ordine. De ce? În scopul de a preveni și a îndruma cetățenii ca să ia măsurile care se impun. De ce aceste lucruri? Oare la întâmplare? Nu. Există niște statistici care ne spun multe lucruri care ne obligă să facem aceste lucruri. Dacă ne uităm pe statistică, vom observa că peste 1000 de persoane în perioada 2000-2005, cum spun statisticile, au pierit în incendii de asemenea gen și care puteau fi evitate. O parte vorbim dintre ei despre incendiile din gospodării. Da, ne referim la incendiile. Acum o să facem trimitere mai mult în ceea ce expunem la incendiile din mediul rural, din gospodăriile rurale. Așa. Vreau să vă zic că o parte însemnată, peste 600 de persoane, aproape 700 de persoane, au fost identificate ca adulte în incendii decedate, iar restul au fost copii, peste 1000. Aceste vieți noi trebuie să facem totul, știm că și Constituția protejează viața și este prima lege a țării care protejează viața omului, de aceea și noi avem datoria ca să facem tot ceea ce putem să protejăm viața. Un incendiu este foarte, foarte dăunător corpului uman și prevenirea este mai inteligentă decât stingerea unui incendiu. O vorbă pompieristică spune că ce stingi cu un pahar de apă, nu stingi cu o mașină de pompieri. Într-adevăr. Aș vrea să vă întreb, domnule Sculescu, care sunt sursele de incendiu? De unde provin ele? Care sunt cele mai frecvente? Și apoi le luăm pe toate la rând, pentru că sunt foarte multe și sunt cetățeni care nu știu cum se pot feri de ele, ce trebuie să facă. Da. Sau nu ia, știu eu, în calcul foarte, foarte mult importanța acestor lucruri. Dacă este să raportăm și procentual, vom putea să spunem că 20% din cauzele care au provocat incendiile sau care au inițiat incendiile au fost instalațiile electrice. Instalațiile electrice, acolo sunt diverse cauze, cabluri neizolate, solicitarea abuzivă a cablurilor electrice. Suprasarcina, folosim un prelungitor ca să alimentăm un motor electric sau un aparat de sudură, el supraîncălzește traseul de cablu și atunci poate pleca un foc ascuns pe patul de cablu și este mai greu de stăpânit și de controlat. Mai ales că avem de-a face și cu produse destul de slabe calitativ pe piață, din păcate, și luăm de regulă ce e mai ieftin, adică un prelungitor, o triplă, un ștecher. De aceea noi aici tragem un semnal de alarmă ca să fim mai atenți cu ce lucrăm, pe ce punem mâna ca să eliminăm așa zisele nedorite situații de incendiu. Fără improvizații, foarte important iar.
vom reveni la ele. Un al doilea, pe locul 2 în ierarhia incendiilor, este provocat în acest sezon de către coșurile de fum. Știți dumneavoastră că acele sisteme de eliminare a fumului sau de desfumare, coșurile de fum de la sobele din casele noastre de la țară, se umplu cu funingine, obturează calea de ieșire a fumului afară, se supraîncălzește funinginea aia, devine un mediu incandescent și poate duce la incendii. Coșurile nereparate, coșurile care au fisuri, funinginea sub formă de scântei poate să pătrundă în pod și să facă ravagii printr-un incendiu. Gândiți-vă cum arată un lemn uscat de 40, 50, 100 de ani și vine o scânteie la el. Așa trece, arde mai tare decât benzina. Da, într-adevăr, din păcate, atunci când eram la știri, de multe ori iarna mergeam la incendii și găseam case arse cu totul, oameni carbonizați. Da. Acum încercăm să facem prevenire, nu să mai filmăm incendiile să nu zicem gata produse. Facem prevenire, doar conștientizăm un pic populația de ce a ce ne așteaptă. Haideți să ne gândim și la curățenia de toamnă, când se strânge frunzele, când se dă foc la frunze. Exact. Hai să zicem așa că mai ia vântul niște frunze aprinse și le duce mai încolo pe șanț sau pe câmp și începe o incendiere a unei pajiști și pleacă la păduri, pleacă mai departe și gândiți-vă ce se întâmplă, cum se alertează populația și ce poate să facă incendiu în calea lui cu un asemenea tărâm de iarbă uscată, de lemne uscate, de vegetație care îi propice propagării focului. Într-adevăr, o să vă întrerup puțin pentru că trebuie să anunțăm telespectatorii. Dacă aveți întrebări, sugestii, reclamații, dar n-aveți de ce la noi, puteți să trimiteți un SMS la 0766314582. Vă rog! Dacă ne uităm pe statistică, vom observa că și jocul copiilor nu este întâmplător. De asemenea, părinții lasă acasă copiii singuri, ei se joacă cu chibritul, dă foc la ceva, intră și în panică. Și noi am făcut asta. Da, intră în panică și se propagă un incendiu. Copiii se înhibă, nu spun părinților ce au făcut, nu anunță pe nimeni de frică să nu ia bătaie și atunci incendiul este în mâinile lui. Așa. Și un alt procent însemnat și destul de însemnat sunt incendierile provocate. Dau foc la casa vecinului sau da. Aruncă... Piromanii, cum piromanii, le spunem noi. Așa, da. Răzbunări, amenințări. Exact. Ăștia sunt mai greu de combătut, prin prevenire. Așa. La fel privesc o statistică aici și observ că 30% din incendii, 38% din incendii sunt constatate la anexele gospodărești, în șopruri, în bucătăriile de vară, unde intrăm mai rar și nu observăm cauzele care poate să provoace incendii. Spațiile de locuit pentru prepararea hranei, așa cum am spus, de bucătărie de vară, anexele gospodăresc și, nu în ultimul rând, podurile și acoperișurile. În pod, alte ori se depozitează fân. Mi-amintesc, nu știu cum să spun, cu câtva timp în urmă am văzut undeva în Vâlcea, într-un pod se afumau porcii de Crăciun acolo și era tradiție de ani și zeci cred de ani. Nu numai în Vâlcea, cred că și la noi, în zona Buduhala, dacă nu mă înșel, ne întrebam noi de ce acele case nu au coș de fum. Ne întrebam. Da. Și asta ne spunea primarul, zice, acolo, și, deci fumul merge direct în pod, da, și acolo și-a fumă ei carnea. Și da, din cauza asta, iar dacă te uitai cu atenție, vedeai că este țigla este afumată. Da. Și este fumul plastrașin. Da. Deci chiar și în gol se face și chiar și acum. Trebuie să avem în vedere, cetățenii vor să tragă concluzie de la aceste aspecte pe care noi le prezentăm acum într-un mod, să zicem așa, sumar, sperăm să fie și plăcut, și cetățenii să tragă concluzii, să se ferească de, sau să fie mai conștienți atunci când fac asemenea acțiuni. Da, haideți să vedem, să detaliem care sunt sursele de foc și cum putem să, de exemplu, spuneați dumneavoastră, un pat cablu care nu este, sau un cablu care nu este pus corespunzător și conduce păi la materialele inflamabile? Să ne gândim că noi tragem un bec,
undeva pe tavan și nu mai putem să spargem în tencuială sau este rigid, nu avem cum să-l băgăm pe acolo și atunci tragem un cablu. Sau e tavan la... de scândură? Da, sau așa, și batem în cuie și îl prindem cablu pe, acolo pe sus. Vreau să vă spun că această acțiune este cu desăvârșire combătută de către legislația actuală în vigoare. Conform regulilor, el se așează pe pat de cablu, pat de cablu care este din plastic și ignifug și arde foarte greu și atunci degajă și un fum care ne avertizează că ceva nu este în regulă. De aceea este bine să avem în vedere că să chemăm o persoană autorizată și atestată să facă aceste operațiuni de conectare a aparatelor electrice. Deci ce reguli și măsuri de prevenire avem recomandate de... Păi legea interzice focul deschis, se poate lucra cu foc deschis, dar pentru asta trebuie să avem un aviz PSI. De exemplu, acele arderi de vegetație uscată, da? Sau la acele, ce mai spunem foc deschis? Foc deschis putem să spunem și la o sudură cu acetilenă. Foc deschis putem să mai spunem și la, facem un foc de tabără. Și credeți că se duce cineva să anunțe pompierii că face foc în curte? Noi suntem datori să îi anunțăm, că așa să-i prevenim, că suntem la ora discuțiilor frumoase acum, să le aducem la cunoștință că poate degenera în lucruri neplăcute. Clar. Dar dacă pompierii știu, se obține avizul. Nu este interzis să nu se facă focul de tabără sau să se facă acel foc, eu știu, de sărbători de Sfântul Gheorghe sau când se face noaptea acolo. Dar pompierii știu, au un obiectiv și dacă se întâmplă ceva, se orientează, știu unde se ducă, cu ce material se meargă. Persoanele care inițiază această acțiune au și responsabilități, anunță în timp util, intervin cu mijloace de primă intervenție, se asigură cu mijloace de primă intervenție și atunci riscurile sunt mai mici. Noi suntem fericiți că am făcut și focul și n-am făcut nici pagube și nici n-am distrus nimic. Dacă apare un eveniment, timpul de reacție al pompierilor este mult mai rapid, dacă știu deja că urmează să se întâmple. Este anunțat și sunt pregătiți și stau pe poziție. Da, da. Dar dacă nu știe nimeni unde să se ducă, pe ce deal și unde să meargă, ați văzut dumneavoastră că legislația în vigoare face, stipulează și normele privind fumatul în locurile publice, se impune ca locuri să fie locuri special amenajate pentru fumat și marcate, unde oamenii merg și fumează liniștiți, au destinații speciale și amenajate. Au scrumieră, scrumează acolo și nu... Sunt și niște vase cu nisip, am văzut lădițe cu nisip acolo unde da, e locul de fumat. Da, nisipul este la fel pentru intervenție. Să știți că un foc de combustibil nu se stinge cu apă și eficiența este mai mare cu nisip. Sau se înhibă cu o spumă chimică sau, așa cum spuneam, cu nisip sau cu pulberi. Înțeles. Ce nereguli se întâlnesc în teren dumneavoastră? Aveți experiența asta pentru că colaborați foarte bine cu pompierii, cu ISU, cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Aveți permanent o relație de colaborare cu ei și aveți și experiența situațiilor întâlnite în teren, pentru că aveți relații de directe cu firme, cu ce întâlniți în teren, ce nereguli găsiți și cum procedați când le găsiți? Noi nu mergem după nereguli în teren, spre exemplu... Dar le întâlniți. Le întâlnim, da, și nu așteptăm să le întâlnim. Noi suntem invitați să venim să asistăm paza stingerii contra incendiilor, mă refer la lotul de stingătoare pe care l-au sau alte instalații de stins incendii precum sunt hidranții, să îi asistăm, să verificăm, să controlăm, să întocmim documentația necesară pompierului atunci când vine să verifice și să ia măsurile care se impun, să îndrume ceea ce trebuie să facă. Noi verificăm acele instalații de sfumare care se numesc trapele de fum, verificăm acele cutii de hidranți, verificăm casa pompelor, verificăm instalații de pompare, presiunea și atunci când observăm nereguli, ba chiar facem și exerciții de intervenție cu personalul din preajmă, din întreprindere,
cu tavă de foc standardizată, unde și omologată. Adică simulări, da? Cu simulări de incendiu. Îi învățăm cum se ține stingătorul, cum se acționează asupra incendiului, la baza focului, să nu meargă contravântul, să nu se așeze cu stingătorul contravântului și să fie din sensul opus vântului, să acționeze ca vântul să nu arunce flacăra pe cel care stinge. Noi învățăm cum să-și aibă locul de adunare pe platou în caz de incendiu, să nu intre în panică, să se strângă acolo, să nu fugă care încotro, să iese grupați. Dacă pe drum întâlnesc o barieră de incendiu, unul dintre ei are stingătorul, însoțește grupul cu stingătorul în mână și dacă se aprind hainele, știe ce are de făcut, dă cu stingătorul și stinge hainele. Mergem mai departe, ne-am strâns acolo, verificăm vecinătățile, vedem dacă dintre noi lipsește cineva. La un instructaj anterior le-am spus și le spunem în continuare că trebuie să fie două persoane instruite care să ia masca de gaze pe față și să meargă să scoată persoana dragă din foc care a rămas dincolo leșinată sau căzută jos, să o scoatem afară cu minimul de consecințe. De aceea este necesară și o pătură ignifugă cu care să învelim să trecem cu ea prin bariera de foc. O pătură ignifugă e o pătură care nu arde. Și este necesar să fie acolo, de aceea vă spun că este necesar în clădiri cu aglomerație să fie și măști de gaze, măști contra gazelor, care se știe unde sunt și să oamenii care trebuie. Alte persoane alertează alertează oficialitățile și pompierii, nu intră în panică, răspunde calm la telefon, dă datele care îi se solicită la telefon despre asta, ca pompierii să intervină în timp util și persoanele care știu deja să folosească stingătoarele, încearcă să folosească stingătorul pentru. Aici aș face o precizare. Stingătorul este destinat începutului de incendiu. Noi intervenim cu stingătorul dacă este un început de incendiu și putem face ceva pentru treaba asta. Dacă incendiu este mare și ne pune viața în pericol, atunci nu mai are rost să mai mergem noi cu stingătorul acolo, care nu mai înseamnă nimic pentru acel incendiu, că ne punem viața în pericol. Și atunci ce trebuie făcut? Dacă e un incendiu mare și nu se mai poate lucra cu stingătorul? Atunci ne păstrăm calmul și mergem pe locul de așteptare pe platou, acolo unde este marcat și unde trebuie locul de adunare, unde trebuie să ne adunăm, până la venirea organelor competente care să ne îndrume ce avem de făcut. Și pentru că vorbeați despre organele competente, există și acești pompieri voluntari. Deci pe lângă pompierii militari care acționează la, când se sună la 112 și sunt incendii mari, există și pompierii voluntari și aș vrea să ne spuneți și să știe telespectatorii exact cine își colește, unde se află, cum pot fi contactați, cum trebuie să ne purtăm față de acești pompieri voluntari, cât de mult să-i luăm în calcul. Și spuneați dumneavoastră că persoane care să meargă să scoată pe cineva din foc, de regulă când are loc un incendiu, oamenii stau așa și zic să vină pompierii. Sau mai mult decât atât, fuge pe scări în jos, iese în stradă în fața mașinii, vine o mașină speriată, vine, sau alta leșină, sau alta. Noi trebuie să avem discuții permanente cu persoanele și să îi antrenăm, să dăm drumul la stingătoare, să facem exerciții, că există o teamă de a folosi stingătorul, și, dar prin exercițiul pe care îl facem adesea cu oamenii, să știți că se învață cu ele și câștigă încredere în a mânui stingătorul și chiar sunt în măsură să-l folosească. Da, pentru că de regulă zice stingător aveți când vine controlul, e acolo. Și poate nu l-au atins niciodată de când l-au cumpărat și nu știu cum se folosește dacă e să fie cazul. Doamna Aura, stingătorul poate să însemne 10% din rezolvarea cauzei, dar pregătirea și conștientizarea celui care îl deține de asemenea fapte în prevenirea incendiilor înseamnă restul de 90%. Degeaba avem 100 de stingătoare aici dacă nu le lăsăm aceia și fugim. Degeaba avem stingătoare că el nu rezolvă singur situația. Corect. El nu împiedică inițierea focului. Degeaba avem stingătoare dacă noi nu ne-am făcut datoria să chemăm firmele atestate, recunoscute, să le verifice. Gândiți-vă că un stingător care nu este verificat sau a ieșit din norme rămâne într-un incendiu puternic și provoacă o explozie din aia, să nu mai spunem, unul cu CO2 la temperatură foarte înaltă,
n-are supapă de siguranță, că sunt modelele vechi, noi am încercat să le scoatem de pe piață încet, încet să le casăm, că populația este reticentă atunci când îi spui că ăsta nu mai este bun, ăsta nu mai este conform. Trebuie să avem atâta grijă ca să-i convingem, să-i conștientizăm, că altfel nu putem să le scoatem. Nu, mie mi-l faci așa, cum este, sau lasă-mă în pace că am pile la... Sau las când mai dau bani și pe un alt stingător. Da, mai dau și pe altul stingător sau vine cu un stingător de mașină să apere o casă întreagă sau un magazin. Am stingător aici. Sau vine cu spray-uri din alea neomologate și neagreate. Și acum să revenim la serviciul de voluntari. Serviciul de voluntariat. Este un organism legal format, prin lege format, în care fiecare primărie a desemnat o parte din populație voluntară, civil, care vin în această formațiune de voluntariat, țin legătura permanent cu pompierii din localitate și sunt antrenați și știu ceea ce trebuie să facă. Alte gospodării comunale sau primării au și mașină de pompieri și intervin la incendiu. Până vin pompierii militari, ei deja au atacat începutul de incendiu. Gândiți-vă că până de la pompierii militari poate să fie și 30-40 de kilometri până ajung acolo. Dacă primăria are mașină de pompieri minusculă, mică, cu câteva mijloace de intervenție, ei știu care sunt situațiile specifice acolo și cu ce se dotează, atunci câte focuri nu se pot înhiba sau stinge până la venirea pompierilor. Sau măcar limita să nu se extindă. Da. Știu că trebuie să pornească tractorul cu plugul, să, dacă este vorba de să un... Să tragă o brazdă ca să nu se... Da. Dacă e incendiu de vegetație. De vegetație, la vegetație vreau să zic, că cel mai adesea acolo se întâmplă. Sau în gospodăriile oamenilor sunt pregătiți ca să alerteze cu mături, cu stingătoare, au și ei stingătoare. Un lucru frumos, noi colaborăm foarte bine cu serviciul voluntariat de acolo, din comuna de unde sunt eu sunt gorjean la origine, dar locuiesc în Timișoara. Și da, sunteți din Arinoasa, să știe toată... Din Arinoasa, da. Lumea. Și sunt chiar șeful corpului de control la serviciul de voluntariat al pompierilor de la comuna Moșnița Nouă din județul Timiș. Așa. Avem și noi acolo un chestionar pe care mergem unde este cazul și verificăm situațiile, confruntăm și pot să-l arăt și la cameră, să nu rămână cetățenii stupefiați când sunt strigați la poartă, chemați să fie verificate dacă se vede așa. Da, deci e un formular. Ei sunt obligați, cetățenii, să răspundă la aceste întrebări. Se completează în două exemplare. Și rămâne un exemplar la cetățean? Unul merge la primărie și unul rămâne la cetățean. Am înțeles. Așa? Și ce conține formularul? Adică ce trebuie să știe omul că trebuie să completeze? Vedeți, asta sunt diverse persoane care îți vin la poartă și trebuie să știe oamenii dacă într-adevăr au de-a face cu... Vi-l dau și dumneavoastră să vă aruncați o privire peste el. Trebuie să răspundă la întrebările care sunt acolo, la chestionarele care sunt acolo, să se face o evaluare. Da. Ce instalații electrice sunt la bucătărie, dacă sunt depozitate materiale inflamabile, foarte important. Instalațiile de încălzire, ce anume se folosește. Deci se face o evaluare practică a riscurilor, evaluarea, nu? Evaluarea stării de risc. Coșul de fum, dacă este curățat, dacă este curățat, are parascântei, dacă prezintă fisuri, podul, dacă este depozitat, dacă sunt depozitate materiale inflamabile. La țară se mai depozitează și fân în pod. Care e foarte inflamabil. Sau porumbul, sau grâul, sau... Și spuneați dumneavoastră că făina este un... Mediu exploziv. Făina de grâu? Făina de grâu, în suspensie, este un mediu puternic exploziv. Da, asta n-am știut. Iată. Instalații speciale. Nu este montată instalația de protecție împotriva descărcărilor electrice atmosferice. Haideți să vorbim despre asta. Și asta e un... Haideți să-i spunem noi paratrăznet. Paratrăznet sau împământare. Curenții puternici trebuie să se scurgă în pământ ca să evităm electrocutările. De asemenea,
aparatele consumatoare de curent electric, la fel trebuie să fie legate la pământ pentru a nu face contact prin vaporii de apă sau prin ceva să ne curenteze și să meargă tensiunea electrică direct în pământ. Și atunci punem paratrăsnet așa la o casă de om obișnuit, adică nu trebuie să fie nu știu ce instalații de... De regulă se paratrăsnetul vine la clădirile foarte înalte și atunci atrage trăsnetul și îl conduce prin la priza de pământ și îl duce direct în pământ. Iar împământarea care este la prize, aia trebuie să fie în orice casă, nu? Împământarea trebuie să fie în orice casă pentru că previne electrocutarea. Aici este un alt domeniu de discuție, previne electrocutarea și de aici și incendiile. Da, poate să producă și incendii, da. o descărcare pentru electrică. Pentru că împiedică scurtul. Da, împiedică scurtul. Da. Scurt circuitul. Anexele gospodărești despre care spuneați că sunt cele care atrag cele mai multe incendii, din păcate, sunt iar așa aici precizate și oamenii vor avea de răspuns cu da sau nu dacă, uite, de exemplu, dacă există o cantitate mare de materiale combustibile și mobilier dispuse în dezordine și care îngreunează sau blochează deplasarea persoanelor. Exact. Căile de acces trebuie să fie libere, să fie eliberate, pentru că aglomerarea lor poate să îngreuneze evacuarea persoanelor dintr-un incendiu sau a lucrurilor din mediul respectiv. Butelile de gaze, dacă sunt montate sau depozitate în apropierea surselor de căldură, și vorbeam noi înainte și despre becurile care nu trebuie să se afle în apropierea obiectelor care pot să ia foc. Așa sau cum, invers, obiectele să nu fie. Așa cum discutam, becul degajă o temperatură pe lângă lumina pe care o degajă și o temperatură. Partea cea mai încălzită a becului este la mijloc. Legea ne obligă să luăm măsuri ca la cel puțin 10 cm de bec să nu se afle nimic material combustibil care poate să ia foc. Iar buteliile de gaz, de exemplu, ele pot să fie de asemenea sursă de explozie și automat de incendiu, nu? Adică o explozie atrage după ea un incendiu de regulă. Este obligatoriu ca la fiecare schimbare de butelie să schimbăm și garniturile. Este interzis cu desăvârșire ca verificarea etanșeității buteliei, a scăpărilor de gaz să fie verificată cu flacără liberă, pentru că cunosc atâtea cazuri de explozie și incendiere. Și atunci cum se face? Mulți știu, dar haideți să spunem pentru cei care nu știu. Este foarte simplu, toată lumea trebuie să știe că există o emulsie pe care o putem face singură, apă cu săpun, și acea emulsie face balonașe. Când eram mici, făceam apă cu săpun și suflam cu o sârmă îndoită, băgam în ea și suflam și făceam balonașe. Da, și dacă punem acolo la... etanul sau metanul sau gazul combustibil din butelie face balonașe și nu se întâmplă nimic. Că avem scăpări de gaze. Că sunt scăpări de gaze. Deci așa se face controlarea dacă există scăpări de gaze la o butelie montată proaspăt și nu cu flacără, dragi respectatori. Fânar, grânar, deci cu alte cuvinte, dumneavoastră, deci pompierii voluntari merg în casa omului și îl iau la rând și o verifică, nu? Adică, dom'le, hai să vedem cum aveți, dacă aveți postate bine lucrurile, obiectele inflamabile, aveți dreptul ăsta. Absolut, prin lege, consfințit prin lege. Lege care este aprobată de Consiliul Local și este prezidată de către primarul comunei. Care... În garaj, adică cum ar veni, îi controlați peste tot. Ce ne interesează. Cum reacționează oamenii la aceste chestionare care trebuie să le Factorul psihologic este foarte important atunci când mergi într-un control să nu mergi să controlezi și mergi să conștientizezi persoanele și să constați și să îndrumi. Asta este deviza noastră, constatăm și îndrumăm. Nu amenda. Nu amenda. Pompierii sunt prietenii noștri. Pompierii salvează. Gândiți-vă, dacă n-ar fi pompierii, câte vieți omenești ar dispărea. Gândiți-vă câte vieți omenești salvează pompierii, câte bunuri materiale. Pompierii sunt absolut prietenii noștri care ar trebui, zic eu, canonizați. Nu știți ce înseamnă să fie într-un incendiu un pompier ce se asumă acasă, l-așteaptă familia, copilul, ca pe oricare altul, iar el intră într-un incendiu și nu știe dacă mai este de acolo.
intră într-un apartament să scoată un om afară pe brațe sau un copil care a rămas acolo și poate rămâne și el acolo. Și au rămas. Da, au fost cazuri de pompieri care au murit în incendii. Și acum, pentru că vorbim de o locuință care poate să ia foc din nefericire, să vorbim și despre planul de evacuare, care îl vedeam pe pereți cândva, pe timpul lui Ceaușescu, nu exista clădire, instituție, fără plan de evacuare afișat undeva pe hol, într-un loc accesibil. Acum, mai rar vedem planul de evacuare. E obligatoriu. Planul de evacuare este obligatoriu atât din punct de vedere legal, cât și moral. Gândiți-vă că un pompier când vine să stingă un incendiu, el la intrare pe orice nivel sau clădire, orice clădire sau orice nivel la care pătrunde, se uită pe planul de evacuare și acolo este un desen care îți arată ce magazie ai în față. Poate ai o magazie cu, știu, materiale explozive, cu vopsele. Câte poate, ieșiri sunt? Poate dincolo de ușe sunt niște transformatoare electrice sau aparatură electronică și dai cu stingătorul sau cu apă și se întâmplă altceva. Da? De aceea este bine să știe ce îl așteaptă după ușe dincolo. Când dă cu piciorul, cu picamurul sau cu ranga, ce îl așteaptă dincolo de ușe. Este una la mână. Al doilea, planul de evacuare consfințește și persoanele care sunt desemnate de către proprietarul acelei clădiri ca să anunțe începutul de incendiu. Sunt numerele de telefon acolo pe ele și sunt câteva caracteristici care trebuie respectate și sunt stipulate pe acel plan de incendiu. Și poate și cineva care se află în vizită, de exemplu, și nu cunoaște clădirea, se poate uita pe planul de evacuare să vadă pe unde iese până un alta. Da, și ce este dincolo. Pentru că și chiar în mall, dacă mergem, vedem acolo magazin jucării, magazin de cutare, este planul pe parter. Sau și știm exact etaj, știm pe unde ieșim, da. Pe unde și ce găsim. Dar, de regulă, să zicem așa, clădirile care se respectă cu destinație specială au altfel harta sinoptică a magazinului, să zicem, decât planul de evacuare. Dar planul de evacuare este obligatoriu să fie la intrare pe ușă în clădire, ca să vizibil și accesibil. Și e făcut pentru situații de urgență, nu pentru în general ca nu, să te uiți nu. Să vezi ce găsești și pe unde găsești. Special pentru situații de urgență. Este tip și acolo sunt stipulate și legile, sunt stipulate și numerele de telefon pentru situații de urgență la care trebuie să apelăm. Ce sfaturi aveți pentru telespectatorii noștri aflați în mediul rural, care se pregătesc pentru o iarnă mai mult sau mai puțin grea și, știu eu, n-a trecut pe la ei pompierul voluntar să îi recomande ce... cum să-și prevină un incendiu în gospodărie, adică trăiește el așa cum trăiește și dintr-o dată, Doamne ferește, se trezește cu un foc în casă. Mă rog, un incendiu. Fiecare dintre noi suntem și pompierul, avem un mic pompier în noi. Noi știm că trebuie să avem grijă atunci când scoatem cenușa din sobă și mergem cu ea afară să nu aruncăm pe pârâu sau, eu știu, un drum, să umplem gropile în drum cu ea, pentru că vântul poate să o ia să ducă în gospodăria altui cetățean și pentru... Sau tot la noi? Da. Pentru cenușe facem o gropiță undeva, unde o depozităm constant până se umple. După ce s-a umplut gropița aia de acolo, o punem pământ peste ea și o lăsăm acolo. Deși o putem și colecta în gropița aia, că pe vremuri, cu mulți ani în urmă, se folosea cenușa la... Pentru leșie. Pentru leșie, da. Leșia, o soluție alcalină pentru care... Pentru spălat... Formarea săpunului, da. Da, da. Ce nu am priceput niciodată, cum poți cu cenușa aia neagră să faci o haină să fie albă? Cum se face? Fiind alcalină, știți dumneavoastră că mediul alcalin curăță mizeria și grăsimile le curăță și atunci acidul nu le curăță, dar mediul alcalin le curăță. De asta se folosește. Da. Bine, acum vreau să vă spun că nu știu cât se depozitează cenușa într-o gropiță. Știu că iarna e pusă pe zăpadă ca să nu mai alunece zăpada. Asta da. Știu că se obișnuiește. Dar și noi avem ocazia acum să le spunem că dacă o aruncă pe zăpadă, să fie atenți până se topește sau ca să nu
că s-a spulbere, stins, să fim siguri, da, că s-a stins. Să spulbere cărbuni, este mai puțin scântei. Probabil ca să ia, atunci dacă pământul este acoperit cu zăpadă, ia cenușa de aici, o duce mai încolo puțin, se stinge mai repede. Dar toamna, când este uscat și este frig, și atunci mai suflă și vântul, o poate antrena și o duce în gospodăriile vecinilor și poate provoca un început de incendiu. Sau poate iniția un focar, un incendiu. Aveți și soluții pentru a ne feri de incendiatori? Ce mai greu. Trebuie să nu ne creăm dușmani. Cea mai bună soluție, da, să nu ne creăm dușmani. Știți de ce? Pentru că sunt, de exemplu, două zone în județul Gorj pe care le-am întâlnit în care există piromani, și anume Dănești și Săcelul. Adică nu chiar peste tot se poartă treaba asta, dar acolo unde se poartă ți-e frică. Da, cazurile trebuie depistate și aduse în atenția opiniei publice și e un fel de tratament al piromanilor, dezbătute în fața micilor ecrane. Și aici pedepse, bineînțeles, pentru ei? Studio. Cât e pedepsa pentru o incendiere? Variază, depinde de gravitate. Și ce fel de pedepsă e? Păi e pedepsă și cu închisoare mai gravă decât dacă bați pe cineva. Incendierea se trece direct la închisoare. Mai ales dacă e cu victime, incendierea. Nu trebuie să fie cu victime. Nu e nevoie, nu? Nu e nevoie. E un pericol deosebit. De asta zic că sunt cazuri de incendieri, de modă asta a piromaniei și oamenii chiar se tem. Deci și în Crasna am văzut cazuri chiar, nu unul singur, de incendieri voite, pentru că erau și în serie, adică era un tip de amenințare, nu faci cum zic, îți dau foc. Da, doamna Ora, ține de gradul de conștientizare a cetățeanului și de educare. Să știți că de ce v-am apreciat și am precizat la început că faceți o emisiune deosebită prin faptul că aduceți la cunoștință cetățenilor și este o educație. Vorbeam mai înainte și despre circulația și am dat exemplu cu pietonul călare, care nu mai este pieton. Corect. Și dacă este omorât petrecerea, că vine în viteză de pe trotuar, traversează petrecerea pieton în viteză cu asta, dumneavoastră și veniți cu mașina și luați pe sus și mai mult decât atât vă cere și despăgubiri, că ați dat cu el de pământ și azuptoasele, fără să știe și fără să știți și dumneavoastră că el nu este în calitate de pieton și nu avea prioritate dreptul acolo să treacă, da, pe trecerea de pieton. Bine, este lovire din culpă, este o vină, trebuia să circulați cu viteză redusă, dar nu este crimă pentru dumneavoastră și vinovat este el. Da. Așa. Sau gândiți-vă ce înseamnă să veniți dintr-o stradă laterală și să fie aglomerat într-o aglomerație enormă și să nu vă dea drumul să treceți jumătate de oră sau asta. Cât îl costă pe cel care vă observă că veniți din lateral și vă face semn cu privirea să treceți. Nu trebuie să lase pe toți care vin lateral. Eu vă las pe dumneavoastră, din spatele meu lasă pe următorul și uite așa ne integrăm în trafic. Că la următoarea intersecție putem să fim noi care așteptăm acolo. În situația, acolo. Da. Da, într-adevăr, noi am considerat că televiziunea trebuie să-și păstreze rolul formator și de informare, dar și de formare. De opinii bune. De opinii bune și de prezentarea exemplelor de bună practică și de prevenire. Și chiar putem să spunem prevenire, chiar dacă dumneavoastră spuneți că e un pic cam mult, că doar conștientizăm, chiar prevenim. Deci e mult mai bine, dragi telespectatori, să cumpărați un prelungitor, un pic mai scump, dar care să aibă un material bun în el. Sunteți sau să cumpărați un prelungitor adaptat situației care se impune sau să faceți apel la persoane care se pricep când corect se lucrează cu curenți mai puternici și atunci să folosească materiale adecvate. Exact. Pentru că riscul de incendiu, de electrocutare, de flacără, de știu eu, scânteie, care duce la un incendiu mare și sunt multe, din păcate, deci eu m-am săturat în viața mea de jurnalist la câte incendii m-au chemat pompierii noaptea și de câte ori am mers cu ei, ori în păduri, ori la case care luau foc. Și da, într-adevăr, mai ales în perioada sezonului rece. În afară de cele de pădure care se întâmplau și pe perioada de secetă. Așa cum spuneam, scoatem focul din sobă, trebuie să avem o tavă de retenție, să avem ceva, să nu cadă jarul pe preș sau pe un covor sau ceva. Sau pe scândură. Sau pe scândură, nu-l observăm, se rostogolește
sau lăsăm ușița deschisă de la sobă de acolo de sub și vine jarul, se duce pe asta și ne trezim în incendiu și nu știm de unde sau ce este cu noi. Un pic de conștientizare, parcă trăim și altfel dacă suntem mai conștienți. Da, și vorbim și de aceste materiale inflamabile care iar așa nu e normal să ții, de exemplu, un bidon cu motorină lângă o sobă de încinsă. Sau, de exemplu, altceva care se face și știu că asta se face într-adevăr, lemnele ținute lângă sobă ca să stea calde. Da. Să se usuce, de exemplu. Se usucă până se aprind. Se întâmplă? Da. Se întâmplă adesea, dar cred că este și la mintea oricărui cetățean ca să-și ia măsurile să nu se aprindă lemnele, să fie atent acolo, să nu se expună unui asemenea risc. Pompieri, în casă. Vorbeam de pompierii voluntari, dar și de ceilalți au posibilitatea să amendeze un cetățean dacă refuză să ia măsurile astea de prevenire în propria gospodărie? Fără discuții. Legea 307 din 2006 prevede sancțiuni și sunt multe alte soluții care se pot lua împotriva acestor nereguli, să spunem așa, constatate. Pentru că pe lângă prevenire, pe lângă conștientizare, de multe ori este nevoie și de coerciție, adică să pedepsești până la urmă pe cineva care vezi că cu rea intenție, adică nu vrea să înțeleagă, sau dacă l-ai prins că a dat foc cuiva, cu atât mai mult. Asta, trebuie deja pedepse organele juridice și arătat, cum spuneați, populației ce a pățit cineva care a făcut Aici se rezolvă multe din cazurile acestea. Aici se rezolvă, revin din nou la circulație, pentru că este important, iar eu am 23 de ani de circulație și de factor educativ. Am fost instructor auto și mai sunt în continuare, dar nu mai profesez acum că m-am dedicat muncii de prevenire a incendiilor. Și gândiți-vă ce înseamnă ca cineva să vă supere în trafic și dumneavoastră să-l claxonați așa pe el după ce că a greșit. Sau dumneavoastră greșiți. O greșeală omenească. Și eu vin și vă claxonez. Automat intru în panică. Cum e psihicul nostru atunci? Să nu intrați în panică. Și greșesc ceva mai mult. Dar poate îi găsim și formula adecvată să-i transmitem o înjurătură în gând, măcar așa, sau înjurăm la el până acasă. De partea cealaltă, ce frumos ar fi când dumneavoastră ați greșit, cum vă simțiți și eu vă zâmbesc și vă spun, hai treci, senin. Păi da, noi suntem olteni, domnule Sculescu. Am văzut, noi sunt suntem și oltean, cu sângele mai iute, așa. Cu drag din Timișoara, din Banat încoace. Ajung mai repede la Viena decât în Târgu Jiu. Mi se pare mai ușor să ajung, pentru că 6 de kilometri și aici am 300 de kilometri. Dar vă spun, modelul nemțesc este altul decât... Nu știu cu ce ne ajută pe noi să claxonăm. Aud aici în Târgu Jiu, și claxonați de 2-3 ori, stresant. Să vă dau eu un exemplu, cu toate că n-are legătură cu tema noastră, dar vorbeam de comportament, ce comportament avem unii față de alții acum în circulație. Am mers în Ardeal, mergeam la Hoghiz și la un moment dat, fără indicatoare, nu știam în ce parte trebuie să o luăm. Era și seara, sau dimineața de vreme, oricum era așa între zi și noapte și am zis, auzisem că nu e semnal. Ne-au spus cei la care mergeam, aveți grijă că aveți o porțiune fără semnal, să aveți grijă să nu greșiți drumul. Și ne-am oprit în mijlocul intersecției, undeva dincolo de Sibiu, și stăteam și ne uitam. Și ceilalți cu mașinile, dintr-o parte, din alta, stăteau și ei se uitau la noi. Nu ne-a claxonat nimeni, ne aflam în Ardeal. Și cineva s-a dat jos din mașină, a venit la noi, bună ziua, ce ați pățit? Nu știm încotro să luăm ca să ajungem la Hoghiz. E simplu, înainte, mulțumim frumos. În Ardeal, în Oltenia, apropo de claxonat, vă dați seama ce s-ar fi întâmplat dacă ne opream în mijlocul intersecției. Doamna Aura, să știți că există un limbaj non-verbal al claxonului. Doamna, să știți că în Egipt nu sunt indicatoare? Nu. Iar acolo, de când încep să circule mașinile, începe cu tititit. Care intră primul intersect, tititit, da? A trecut, da? Care ajunge, legea primului venit. Da? Da, așa este. În Cairo, și el claxonează cum face trenul când trece pe la... Nu claxonează așa, da. Doar tititit și dacă te atenționează. Tititit e și un fel de salut. Aha. Dar la noi aici te claxonează agresiv și abuziv și...
mai că înțelegi și jurăturile care vrea să-ți le spună prin claxon. Da, da, într-adevăr, iată că ne învățăm să ne comportăm prin mai multe metode, prin educație, că tot vorbeam de educație, și la capitolul incendii, și la capitolul comportament în trafic, și chiar astăzi, în timp ce veneam la studio, mă uitam că am întârziat față de cum îmi planificasem eu, să zic cu 5-6 minute, numai pentru faptul că în cale, pentru că eu mă grăbeam, simțeam că toți îmi stau în cale. Și îmi venea așa să înjur și mă gândeam că în viață și în jurul nostru interacționăm cu oameni. Și fiecare are problema lui, are supărarea lui, nu mă place, îi se pare că i-am făcut ceva rău, poate vrea să-mi dea și foc. Doamne ferește, batem în lemn. Și atunci, într-adevăr, această incendiere voită este un lucru care se poate întâmpla și ne gândim educația să fie una, prevenția și coerciția până la urmă, dacă nu reușim să-l facem pe om să se comporte tolerant față de cei din jur. Adică să nu-i dea foc, mai precis. Da, și acum dacă ne apropiem de încheiere, eu aș spune telespectatorilor noastre că să-și asigure, legea prevede, stipulează că și asociațiile de locatari sunt obligate să aibă stingătoare la bloc. Sunt administratori care au la fiecare etaj câte două stingătoare, sunt asociații care au doar la parter două stingătoare acolo, care sunt întreținute și verificate și în stare de funcționare să fie acolo. Da, ne apropiem de final, într-adevăr trebuie să tragem concluzii și pentru că spunea să-și asigure, eu mă gândeam că asta veți spune, acum m-am gândit eu să o spun, e bine să ne și asigurăm bunurile împotriva incendiilor. Da, asigurarea. Să zicem așa că dacă nu ți-ai asigurat bunurile, tragi pentru prostia ta. Da, dar la noi în România nu se prea asigură bunurile. Singurul bun care se asigură obligatoriu, pentru că este obligatoriu, este mașina. Dar dacă n-ai știut că trebuie să îți verifici stingătorul, că trebuie să verifici hidrantul să fie în stare de funcționare, că trebuie să verifici trapele de fum ca să deschidă trapele în cazul unui incendiu pe casa scării, să zicem, sau într-un bloc. Și adică trapele de fum, care sunt alea? Trapele de fum sunt niște instalații, instalații care la sesizarea fumului, ele se deschid și atunci... Singure? Da, pentru că monoxidul... În blocurile noastre din Gorj există așa avem, ceva? Nu avem, dar sunt fabrici. De aia mă gândeam, zic, Doamne, unde e trapa noastră de fum? Sunt fabrici care le au pentru că prin fabricație au fost destinate să le aibă, dar nu a trecut nimeni niciodată să le verifice și ele sunt înțepenite acolo. Ori ele au rolul de a se deschide automat, comandate de niște capsule sau instalații speciale care se deschidă automat. Gândiți-vă că este focul la parter, dar tot blocul este inundat de monoxid de carbon și monoxid de carbon este cel mai distrugător gaz. Care rămâne în sânge, da, și nu se mai... celula vie. Și pentru că vorbeam de trapele de fum, mai există și acele sisteme de avertizare a incendiilor. Da, putem vorbi de sistemele de detecție. Acolo da? Avem de a face cu detectoare de fum, detectoare de flacără, detectoare de zgomot, de ce vreți dumneavoastră, care transformă semnalul într-un semnal electric și îl transmite unei centrale abilitate și ea știe ce trebuie să facă. Acționează la rândul ei instalații de stingere, adică dă drumul la apă prin sprinchere, prin drencere, prin instalații de spumare. Și asta tot așa la noi în Gorj? La noi în Gorj, la marile instituții sunt obligați, pompierii controlează treaba asta, adică controlează rezultatul verificării noastre. Dumneavoastră, dacă aveți un asemenea obiectiv cu mijloace de stins incendii, sunteți obligată să faceți apel la o firmă atestată și abilitată în acest sens să facă verificările. Rezultatul nostru este verificat de către pompieri și vă spune dumneavoastră, nu vine pompierul să dea drumul la hidrant, să desfășoare furtunul, el vine și vede raportul pe care l-am întocmit eu în urma controlului făcut, că sunt specialistul desemnat să fac treaba asta. Și după raportul meu care l-am întocmit eu, el vă spune, n-aveți presiune pe hidrantul ăsta, vă dă termen de execuție, apelați la o firmă care va controla sau la altă firmă care va verifica sau altă firmă atestată de aici să vă remedieze defectul. Voi veni, termen de reparație, aveți 2 săptămâni sau știu eu cât dă pompierul. Și dacă este rea intenție, atunci se vine și la... amendă. Partea neplăcută. Da. Mustrare. Mă gândeam acum că chiar am încercat și
nu zic că am reușit noi neapărat, dar am sesizat faptul că la Muzeul Curtișoara, care e un depozit de lemn vechi, da, până la urmă, adică nu că nu, nu ăsta este scopul lui, dar generic vorbim, putem spune că e un depozit de lemn vechi, da, care e extrem de, de inflamabil, nu exista hidrant. Dar de ce nu exista hidrant? Pentru că nu exista apă curentă. Deci ce să mai vorbim de hidrant și de presiune? Totuși am scris, am anunțat, am sesizat, că de știut se știa, și din fericire, nu neapărat mulțumită zbaterii noastre, dar poate am pus și noi acolo o picătură de convingere că e nevoie de apă la Muzeul Curtișoara, și la ora actuală există la Muzeul Curtișoara conductă de apă, hidrant, și există posibilitatea, pentru că trebuie să spunem, pompierii când vin, nu e de ajuns să vină cu o mașină de la 50 de kilometri cu apă. Trebuie ca hidranții să existe, să funcționeze cât mai aproape. Și dacă nu sunt hidranți, trebuie să aibă o rezervă de apă de câțiva metri cubi, pe care un proiectant școlit spune cât de cât să fie rezerva de apă, ca pompierul să alimenteze de acolo, sau o motopompă să pornească, dacă nu se poate aduce apă de la rețeaua orașului, o motopompă să pornească ăsta hidranții și să stingă focul. Dar până acolo trebuie să ne gândim că acele materiale combustibile trebuie ignifugate, tratate cu o soluție specifică și ignifugată. Asta e valabilă pentru lemn. Pentru metal se numește termoprotecție. Prin termospumare sau pintorpretare. Și zidul trebuie protejat la foc cu un material specific care se numește torpretare. Fierul se protejează la foc ca structura metalică la o fabrică mare sau la molul ăsta să nu se distorsioneze, să reziste la foc. Trebuie protejat cu o vopsea, procedeul numindu-se termospumare. Iată că mai avem multe de învățat, dragi respectatori. Din păcate, lecția noastră de prevenire și stingere a incendiilor s-a terminat, domnule. Și de circulație pe aici, și pe acolo. Pe aici, pe acolo, de circulație. Sau de bune maniere. Da, și de comportament în comunitate. Invitatul meu, dragi respectatori, este în continuare alături de mine, dar emisiunea este la final. Domnul Sandu Isculescu, specialist în prevenirea și stingerea incendiilor. Promitem să mai revenim cu astfel de subiect de prevenire în general. Vă propun de pe acum o temă, și anume avizarea, autorizarea obiectivelor. Multă lume nu știe ce să fac, de unde să încep, cu cine să vorbesc, ce să... Și atunci vom lua pas cu pas sistemul de avizare și de autorizare a unui obiectiv, ca să funcționeze normal, că acolo sunt mulți pași care trebuie respectați. Da, și chiar oamenii nu știu... Să vorbim despre scenarii de siguranță, despre... Și aș mai vrea să vorbim. Da, și aș mai vrea să vorbim și le spunem de acum telespectatorilor și despre acea întoarcere de pompieri pe care noi a trebuit să o creăm și nimeni nu știa ce dimensiuni trebuie să aibă. Adică pe o stradă înfundată trebuie să existe o întoarcere pentru pompieri. Da. Iată câte avem de discutat, dragi telespectatori, dar ne oprim aici pentru că asta e grila. Mulțumesc, domnule Sandu Isculescu, pentru prezența în studio, și dumneavoastră vă mulțumesc și vă spun la revedere. Și eu mulțumesc dumneavoastră și spectatorilor dumneavoastră că ne-au urmărit. Cu siguranță. La revedere. La revedere.